Judecătorii de la Tribunalul Dolj au condamnat în lipsă un tânăr din Craiovița Nouă la 20 de ani de pușcărie pentru omor cu premeditare comis prin cruzimi. Bărbatul comandase arma crimei pe internet. În urmă cu mai bine de 4 ani, tânărul Ștefan Alex Mihail Barbărasă și-a măcelărit mama cu o macetă și a dispărut, nefiind găsit nici la ora actuală. Crima s-a petrecut pe 7 mai 2014, seara, după ce cu 2 zile mai devreme tânărul își comandase de pe internet o macetă și o bâtă de baseball. A ucis-o pe mama sa, o femeie de 45 de ani, apoi a dispărut. Mașina sa, în care avea și documentele de identitate, a fost găsită pe malul Jiului, la Podari. Tânărul a fost arestat preventiv în lipsă, a fost dat în urmărire internațională, însă nu a fost găsit. Judecătorii din Craiova l-au condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare, însă hotărârea nu este definitivă.